Deci la facultate. Direcția din 20.000 de volți, 28.000 de volți. El zboară, îți face aripi și atinge pe două firii. Ea nu are mădulă barza pe oase. Și stai mă pe un fir, nu face circuit la curent. Și când ea zboară și atinge al doilea fir, se revoltează. Eu așa că am să strâng să plece și să plec, să strâng toate și... Intră firele astea. Da. Să vină să le adune pe aici infecții. Păi da, miros, nu poți să nu cerne acolo din mirosul lor. Da. Ele acum pleacă și se las pe fire și acolo cade. Când sunt în stol, să pun pe fire, atingi cu aripile și dă fază, nu și le ia boală. Mai. Deci, ca să fim sinceri, sesizarea acum a venit de la dumneavoastră, nu ne-a sesizat nimeni. În legătură cu medicul veterinar de circumscripție, să fie adunate, primăria are contract cu o firmă de preluare deșeurilor animale, fiindcă trebuie să o avem. O să fie preluate, predate pentru ardere, dar fenomenul se repetă în fiecare an, din ce m-am interesat, linia de medie tensiune, perioada în care se adună și, în mod sigur, o să găsim în continuare la fel. Electrocutate se pare că sunt, dar până nu va, medicul veterinar va da răspunsul clar ce se întâmplă cu ei.